Ionel Luca are 52 de ani și lucrează ca marinar. În urmă cu 2 săptămâni a intrat în tură și de 6 zile familia nu mai știe nimic despre el. Rudele acuză acum autoritățile că nu s-au mobilizat pentru a rezolva cazul. În primele 4 zile nu s-a știut nimic de el, el fiind angajat pe un șlep, nu s-a știut, nu a luat nimeni legătura cu el, iar după următoarele 2 zile care s-a aflat că e dispărut, nu s-a ridicat nici măcar un deget ca să-l caute sau să intervină cineva. Doar un simplu motiv că a fost anunțată poliția și atât. Mai marți ar fi venit al marinar pe la șlep să-i aducă, nu știu ce, să-i aducă la șlep și atunci au văzut că nu este. Am încercat să vin miercuri seară, mi s-a spus că nu are rost să mai vin miercuri seară pentru că este deja foarte târziu și se întunecă de vreme și nu se mai poate face absolut nimica. Le-am comunicat că o să vin joi dimineață, la prima oră voi fi aici, am ajuns aici. De când a dispărut, familia a venit de mai multe ori la Cernavodă pentru a căuta răspunsuri, însă fără niciun rezultat. Bărbatul a fost căutat în cele din urmă de scafandrii ISU. Poliția navală ne-a spus că dacă vream să-l găsim, trebuia să vină să-l căutăm. Atunci am început telefonul. La poliție, la salvare, nu l-a găsit nimeni. De ce nu l-a căutat 4 zile? De ce nu a luat nimeni legătura cu el 4 zile? Și în următoarele 2 zile, până am venit noi, de ce nu s-a ridicat niciun deget să se caute? Nu s-a anunțat scafandrii, nu s-a anunțat ISU, nu s-a anunțat nimeni, nimic. Aici e cel mai mare semn de întrebare. Punem toate posibilitățile, adică vremea nefavorabilă, poate ar fi căzut în apă. Scafandrii ISU Constanța au fost solicitați prin dispeceratul inspectoratului, au fost solicitați pentru căutarea unui bărbat care inițial s-a presupus a fi dispărut în canalul Dunăre Marea Neagră, în dreptul localității Cochirleni. Aceștia, scafandrii inspectoratului, timp de 3 zile, au efectuat căutări încă de la primele ore ale dimineții, așa cum v-am spus, timp de 3 zile, însă fără succes. Sunt foarte multe ipoteze acum. Poate să fie și caz de crimă, poate să fie și caz de nec, poate să fie pus foarte multe și de dispariție și de... La un om care a dispărut de 6 zile și nu se... La un om care a dispărut de 6 zile și nu se ia nicio măsură, puneți dumneavoastră întrebările. Deci de 6 zile, 4 zile nu s-a luat legătura cu el. Acum familia se gândește la tot ce este mai rău.